Misiune dificilă finalizată cu succes de salvatorii olteni care au acționat în comuna Pleșoiu pentru salvarea unei persoane dintr-o fântână. Imediat după anunțarea incidentului la 112, la locul evenimentului au fost direcționate o auto specială complexă pentru intervenție și descarcerare, un container multirisc, un echipaj smurd, o auto specială pentru intervenție la înălțime și mai multe auto speciale pentru primă intervenție. Mijloacele de intervenție au fost suplimentate cu două buldo-excavatoare de la serviciile voluntare pentru situații de urgență Pleșoiu și Găneasa și un excavator de la un operator privat. Diametrul de numai 40 de centimetri al fântânii a îngreunat în mod special intervenția, inițial acționându-se pentru extragerea tuburilor. Având în vedere vârsta victimei, 82 de ani, și perioada destul de lungă în care aceasta s-a aflat în apă, s-a luat decizia introducerii unui pompier în fântână, cu ajutorul accesoriilor pentru intervenție în medii ostile vieții. Victima a fost asigurată și s-a reușit aducerea ei la suprafață cu semne vitale prezente, de unde a fost preluată de echipaje medicale. Pacienta a fost transportată la UPU Slatina cu hipotermie și agitație pentru investigații medicale amănunțite.